Vă salut, colegi, cu un bofil. Ce video mai direct. Să începem să facem un tratament de respiratorii și la ornamental și la zburători. Respiratorii plus, de la Set Pharma. Să le facem una din asta de 5 zile. Să vedem. Mai avem la unii probleme și apoi o să facem un tratament de tricomonoză. Am eliminat gritul pentru că tot parcursul tratamentului nu o să le dau grit. Eu o să le fac 5 zile de acest tratament. La urmă am mutat și pe tăpălăgoasă și pe maghiar aici, pentru că sunt sub tratament acum și nu am de ce să-i mai țin acolo. Singurii care au rămas acolo sunt satineții cu un curcan. Acel curcan care are puiul cu voiajoare. Acum ce să fac? Îi lăsăm și vedem ce. Cum a rămas și cu acest satinet curcit. Trebuie să-i țin și pe aia, nu? Noi reținem de 2 și vedem noi cum e. Împăcăm. Nu știu ce să mă fac cu acești jucători, că nu știu să bea apă din asta. Deci uitați-vă și dumneavoastră. Ciugule pe acolo, e ceagă să bea, dar le e frică. Hai că s-a încumetat. Eu iam de câteva zile și abia s-a încumetat să bea apă. Ăla edita mai puiul, deja schimbă penele și el caută apă până în aia. Celălalt mai micuț am văzut că îi dă părinții mâncare. Acesta. Și văd că mănâncă și singur. Și asta e bine. Ăștia intră cu un hrănitor. Ce să le fac? Aia e. La voiajuri. Voiajurii sunt ok. Ia uite ăsta care a venit acum. E de fapt. Nu mai știi, e intrat în asta. Ieși. O să scot după ce închid filmarea. Aici avem puișorii de curcan, nu știu dacă se văd, de curcitură de curcan. Nu știu dacă au ieșit pui la satinet, dar trebuie să iasă. Apoi o să-i mut. Prea vor ei să bea apă, dar... Nu au încotro. Cam atât cu vlogul de azi. Filmăm să vedem cum decurge acest nou tratament. Nu le-am dat niciodată de la Pharma. Tratamente. Să vedem dacă e ok. Apoi o să începem tratamentul de tricomonoză. Am cam omis vara asta și uite că am avut probleme. Vă salut!